Salut, prieten! Știm că vă plac episoadele în care adunăm cele mai epice videouri cu lupte între animale. Am ales doar cele mai noi atacuri pe care sigur încă nu le-ați văzut. Așa că puneți un like și să începem! Această pasăre are 3 pui. De îndată ce a plecat în căutarea hrănii, o cioară a venit și a început să atace puii. Nesimțita mușcă și torturează puii care nici de cum nu pot să se protejeze. Tortura a durat câteva minute până când cioara n-a văzut o bucată de pește cu care și-a zburat de acolo. Cioara s-a întors, dar pasărea a alungat-o. Cu părere de rău, unul dintre pui n-a mai supraviețuit. Iar acest moment dramatic a fost filmat într-un parc național din Sri Lanka. Yala, o maimuță, a nimerit în colții crocodilului. Reptila a prins-o de laba din față și o ținea cu toată puterea. Toate încercările să scape erau fără succes. Bătălia a continuat mai mult de o oră și deși videoul se întrerupe chiar la cel mai interesant moment, maimuța nu avea șanse de salvare. Chiar dacă scăpa, nu putea să supraviețuiască că laba era ruptă. Un video extrem de rar. O haită de peste 15 câini sălbatici atacă o turmă întreagă de bivoli adulți. Așa comportament obraznic nu își permit să aibă nici leii. Cu toate acestea, haita a făcut ceva aproape imposibil. Au scos din turmă o femelă. S-au aruncat pe ea, o mușcau de partea din spate. Unul dintre bivoli a încercat să ajute victima, dar nu a funcționat. Totul a durat mai mult de 20 de minute. Până la urmă, câinii au reușit să o pună la pământ. Prindeți niște cadre proaspete din rezervația naturală Mala Mala. O femelă urmărește o turmă de impala care se adapă. În momentul potrivit, atacă rapid și prada nimerește în ghearele ei, apoi în colți. Impala este dusă într-un loc sigur, departe de hiene și câini sălbatici. Niște imagini incredibile a unui șoim care a văzut un fazan și a decis să atace. Fazanul a observat pericolul prea târziu și nu a reușit să-și ia zborul. Și a doua încercare a fost fără succes. Șoimul rapid și-a aterizat prada cu ghearele sale. În continuare vedem cum prădătorul deja a scos un buchet de pene din victima sa. Fazanul însă s-a trezit și din ultimele puteri încearcă să scape. Încercările sunt zadarnice. Șoimul nu îl lasă să plece. Iepurii sunt o pradă complicată de prins pentru lupi, dar ce dacă vor fi mulți? Foarte mulți! Haideți să aflăm! Iepurile arctic este o specie răspândită. Ca să nu fie prins de prădător, se bazează pe prudența sa și picioarele rapide, care îl înzestrează cu viteza de 60 de km la oră. Asta e suficient ca să scape de majoritatea prădătorilor. Da, lupul e rapid, dar iepurile este mai agil, iar ăsta e factorul decisiv. În așa locuri cu condiții aspre de trai, iepurii se strâng în grupuri mari și asta are sens. Multe urechi și ochi îl încurcă pe vânător să se apropie neobservat. De asemenea, acesta este foarte confuz când vede atâția iepuri, astfel îi este greu să se focuseze pe unul din ei. Din nou și din nou încearcă să prindă unul, dar ei toți fug în direcții diferite. Ca niște bulgări de zăpadă în mișcare, aceștia număr de mii părăsesc zona de pericol și lupul e nevoit să accepte înfrângerea. Cerâsul s-a apropiat de o capră de munte. Cu părere de rău, însuși momentul atacului n-a fost prins de cameră, din cauza mișcării bruște. Dar se vede mai departe că râsul a înșfăcat prada de gât și o sufocă. În continuare, avem niște imagini incredibile ale vânătorii pescărașului albastru. Dieta lui e compusă în mare parte din pești mici.
păsările vânează astfel de pradă din ambuscată. Pescărașul albastru stă pe crengile care atârnă deasupra apei. Prada poate să fie urmărită pentru mult timp, după care pasărea se repezește în apă și se scufundă instantaneu. Cu prada în cioc, pasărea se întoarce în cuibul său sau în punctul de observare. Acolo peștele e înghițit imediat sau este adormit prin câteva lovituri puternice de ramuri. Aici vedem un râs care a dat peste o capră în pădure. Prădătorul a așteptat momentul potrivit. Atacă și apucă capra sălbatică de cap. Apoi e doar vorba de tehnică. De secole întregi, șoimii se foloseau pentru vânătoarea iepurilor. Haideți să savurăm câteva imagini incredibile. Primele trei atacuri au fost fără succes, dar șoimul nu se lasă și a patra oară ghearele lui ascuțite lovesc direct în ținta. Iepurile n-are nicio șansă. Sunt sigur că mulți au văzut luptele mangustei cu mamba neagră. Deseori mangusta devine câștigătoare, dar am găsit un videoclip neobișnuit care a fost filmat în India. Probabil că în timpul atacului mamba se apăra și a reușit să se încolăcească în partea din spate a mangustei. Acum totul arată comic. Mangusta o ia într-o parte, iar șarpele în alta. La sfârșit, mamba s-a urcat pe o plantă, iar mangusta a reușit să se elibereze și să fugă. Un grup de maimuțe a venit să bea apă. Un crocodil mare a prins un mascul tânăr și l-a tras în apă, încercând să-l înnece. Din cauza că apa nu era adâncă, maimuța a depus toate eforturile pentru a-și ține capul la suprafață. Peste 20 de minute, crocodilul iese la mal, unde imediat e atacat de întregul grup de maimuțe furioase. Prădătorul a înțeles că nu are șanse, a eliberat maimuța și a dispărut sub apă. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă vă plac astfel de episoade. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!